Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport. Discutăm despre finanțare, vorbim despre fonduri europene. Haideți să mai citim din mesajele venite pe pagina noastră de Facebook, AgroTV, Agricultura, la Raport. Domnul Crinel Florea vă întreabă următoarele. 30 de ani din Sibiu, 15 vaci cu lapte și 200 de capre cu lapte, pot accesa fonduri europene? Ce îi spuneți? Poate. Dar în ce condiții? Poate, să vedem ESO-urile. 200 de capre. Asta înseamnă undeva 20 de mii de ESO. Plus câte vaci? 15? Da. 15 vaci. Poate. 12.000, da, n-ajunge la 50.000 de ESO, poate. Instalarea tânărului fermier, finanțare, probabil trece de 30.000. Da. E foarte bine, mergi la finanțare cu 50.000 de euro, pentru că tu ai o exploatație între 30.000 și 50.000 de ESO. Și asta este suma. De ESO-uri. 40.000 de ESO ai chiar, este foarte bine. Poți depune anul ăsta, dacă ai și cursuri în domeniul creșterii animalelor sau ai studii, da, liceale sau facultate în domeniul agricol, este foarte bine. Ia legătura cu un consultant și dă-i drumul la treabă. Haideți să mai îi dăm un răspuns unui alt telespectator, domnul Ioan Zele, 53 de ani, din Satu Mare, are 11 vaci angus și 4 metis, 10 viței, 6 hectare și jumătate de livadă. Ce fonduri poate accesa, vă întreabă domnia sa? Are 53. Da. Are o exploatație mai mare de 12.000 de ESO, nu se încadrează la cel puțin pe actuala cotație, da? Vorbim de ce se întâmplă pe perioada asta de programare cu cotațiile actuale. Din 2021 ele se vor modifica, așa cum suntem obișnuiți, de la perioadă de programare la perioadă de programare. O să aveți cu siguranță posibilitatea, aveți și acolo o suprafață destul de generoasă de pomi, puteți merge inclusiv pe partea de pomicultură, pe actuala 4.1a. Uitați-vă la AgroTV, cu siguranță veți obține în timp toate informațiile de care aveți dumneavoastră nevoie. Deocamdată, că am auzit și asta de la, inclusiv de la fermierii care vin la mine și îmi spun, dar eu am crezut că nu mai sunt fonduri, eu am auzit că nu mai sunt fonduri decât anul ăsta. Nu este adevărat, cât ține Uniunea Europeană, fonduri vor fi, doar că suntem în ultimul an, da? Din perioada de programare 2014-2020. Da? Banii vin pe perioade mari de programare, fermierii trebuie să înțeleagă. Acum se scrie următorul plan național strategic, căci așa se va numi el din 2021, unde vor începe alte finanțări, da? Cu alte criterii de eligibilitate, cu alte condiții, cu alte cotații, da? 2021-2027. Haideți să mai stăm de vorbă cu un alt telespectator, domnul Florea din județul Sibiu. Bună seara! Bună seara! Sunt Florea Crinel din județul Sibiu și v-am trimis mesajul ăla mai devreme. Așa, spuneți! Eu vreau să vedem dacă se poate să accesez fonduri europene. Și ce dețineți în exploatație? Este exploatația cu... Da. Bun. V-au răspuns invitații mei, dacă ați urmărit răspunsul, ați și scris pe pagina de Facebook, da. Ne-a și sunat. Da. Și eu vreau să întreb dacă pot să, dacă în caz că investez bani și dacă pot să iau banii de la asta, de Uniunea Europeană, pot să investez să-mi cumpăr mai mult teren sau utilaje agricole? Păi teren văd că nu aveți. Am ceva la rând, dar cât aveți? Până în rând cam vreo 5 hectare, 6 maxim. Da, pe rugămintea este când ne scrieți, spuneți-ne tot,
să știți, pentru că la un moment dat, dacă nu vă facem calculul cum trebuie, e posibil ca după aceea să ieșiți din maximul eligibil. Și o jumătate de hectar contează la un moment dat. De asta avem nevoie să fiți cât mai aproape de realitate cu suprafețele și cu animalele pe categorii. Și când ne spuneți vaci, capre, dacă mai aveți și 10 porci, chiar dacă sunt pentru dumneavoastră, iar se schimbă, să știți. Radical uneori chiar. Puteți să cumpărați și teren, dar eu întotdeauna nu i-am sfătuit pe beneficiarii mei ca banii să-i aloce cu prioritate numai pentru cumpărarea de teren, pentru că în perioadele de monitorizare, dacă la un control extern, că de multe ori vin și de la Bruxelles, se poate lua în analiză și cheltuiala pe care ați făcut. Aha. Și nu poate fi destinat numai pentru cumpărarea de teren agricol acești bani. Pentru că aveți o exploatație și în special banii se dau pentru dezvoltarea exploatației. Nu spune nimeni că pe lângă ce vă cumpărați, dacă vă rămân bani de 3 hectare, 4 hectare, 5 hectare, nu puteți să le luați și pe alea. Le puteți lua. Da, dacă și au mulgătoare, eu sunt pentru achiziția de teren, pentru că principala problemă, bine, lucrez și foarte mult pe zona montană, și atunci principala problemă identificată la fermierii mei este furajarea. Da. Mai aveți întrebări? Păi, asta m-a interesat. Dacă pot să ăla cu fondurile europene și cu astea, cu utilaje. Adică utilaje mai întâi. Avem și ceva utilaje, dar nu. Vreau să le vândem și un tractor nou, dacă se poate sau... Ce mai trebuie punctat, că au foarte mulți fermieri întreabă de achiziția de utilaje. Puterea utilajului, da, trebuie să fie în raport cu suprafața, cu anumită suprafață de teren. Da? Deci nu putem să iau un tractor de capacitate foarte mare și eu să lucrez 3 hectare de arabil. Singura dumneavoastră posibilitate pentru suprafața pe care o aveți, că e mică, de teren 5 hectare, este aceea că mai aveți animalele și puteți să achiziționa un tractor cu brațele acelea în față pentru cupă și pentru tot ce înseamnă manipularea de baloți. Să și în partea de zootehnie. Exact. Adică, pentru că dacă am luat numai alea 5 hectare, ori 4 coeficientul înseamnă 20 de cai putere. Ăla e ceva un de joacă. Un tractoraș. Da. Da. Pentru grădină mai. Atunci ne cuplăm cu zootehnia, spunem că facem cu el, nu spunem. E clar că ne trebuie și pentru, și pentru zootehnie. Zootehnie, dar acela se poate lega și un plug și un disc și o semănătoare după el, că e tractor. Și unde trebuie să mă informez pentru fondurile astea europene? La cine trebuie să mă... Păi să luați legătura cu un consultant, pentru că, exact cum v-am spus eu, trebuie să vă duceți la el cu toate documentele care atestă numărul de animale, numărul de hectare, că l-aveți în proprietate, în concesiune, cum îl aveți. Și trebuie să vă facă un calcul foarte amănunțit. Că dumneavoastră sunteți undeva între și între, adică aproape de maximul de ESO-uri. Da. Da, bun. Căutați un consultant acolo în zonă, că trebuie să existe. În zona Sibiu există consultanți. Da. Dacă nu, puteți să întrebați și la Direcția Agricolă. Știu că se mai ocupă și ei, dar la un proiect, cum îl aveți dumneavoastră, e mai complex. Mă cam îndoiesc că și ar asuma. Bine. Ei fac de-astea mai simple pe un anumit domeniu decât... Bine, mulțumesc. Sănătate, numai bine, sănătate. Domnul Florea. Haideți să îi răspundem și domnului Alex din Sălaj. Ar dori să întrebe dacă vor fi bani pentru măsura 6-3. Ce îi răspundeți? Dacă ne luăm după calendarul care l-au afișat, nu. Dacă ne luăm și noi după sursele pe care le mai avem și noi stânga-dreapta, discuția ar fi că da. Dar să luăm de bun ce-i calendarul deocamdată. Am înțeles.
Bun, altă întrebare venită din partea unui alt telespectator. O să o citim imediat. Domnul Marius Petrache vă întreabă dacă vor mai fi finanțate fermele de oi. Dumnealui are un efectiv de 800 de oi și ar vrea să acceseze ceva fonduri europene. Înțeleg că are până în 40 de ani. Ce îi răspundeți? Cu siguranță, toate animalele, da, au o anumită cotație, toate culturile, da, au o anumită cotație. Cu siguranță... Dacă ar avea numai oi, scuze-mă, da, că te întrerup, da, ar avea la ora actuală 47.200 de esouri. În afară, dacă cumva nu are și alte animale, plus teren în pășune. În... Probabil că are, la efectivul ăsta de animale, mă gândesc că ar trebui să aibă. Dacă are și multe hectare de pășune, depășește numărul de 50.000 de esouri. Haideți să stăm de vorbă cu domnul Aurel Stănescu din Timiș. Bună seara! Bună seara! Bună seara! O întrebare. Am niște stupi în jur de vreo 50 de bucăți. Da. La 44 de ani acum fac cursul. Pot să primesc ceva sau nu pot să primesc ceva? Fonduri. Puteți primi, dar când vine sub măsura aceea 6-3? Da, la numărul ăsta de stupi. Da, și oricum trebuie să veniți în completare, pentru că nici acolo nu atingeți pragul, nu faceți pragul de 4.000 de ESO. Bun, nu m-ar interesa pe mine ca să ajung undeva la vreo 100, dar eu știu, să investesc, să-mi iau lăți, să-mi iau una. Sigur, banii europeni vin și orice cheltuială care vine în sprijinul fermei este cheltuială eligibilă, da, din fondurile europene. Este foarte important să ne încadrăm, da, ca să putem depune dosarul în condițiile de eligibilitate și selecție ale măsurii pe care depunem. Deocamdată dumneavoastră aveți o exploatație care nu atinge pragul de 4.000 de ESO aferente fermei mici, așa cum există cotațiile pe actualul PNDR. Poate mai aveți ceva animal? Cât m-ar trebui ca să ajung? 100 de bucăți? 150 de bucăți? Cât m-ar trebui? Ia spuneți-ne, mai aveți și teren în proprietate? 46 de arii, deci un lanț. Și alte animale nu? Alte animale nu, că eu stau la oraș și terenul e cumpărat la sat. Da, v-a atras stupinii, practic. Corect. Nu, vă mai trebuie să știți? Circa 70 trebuie să aveți ca să puteți accesați 6-3 în măsura în care se va deschide la primăvară, iar dumneavoastră sunteți înregistrați cu stupii, sunteți înregistrat cu stupii de cel puțin 24 de luni la doctorul veterinar și la registrul agricol. Am înțeles. De 70 de bucăți și să fie 2 ani și 4 luni. 24 de luni. Nu, 2 ani. Cel puțin 2 ani la depunerea cererii de finanțare, da? Este condiția mare de eligibilitate a fermei mici. Acest istoric pe exploatație, cu care trebuie să facem dovada cu documentație. Da, am înțeles. Mai aveți întrebări? Nu, noapte bună, mulțumesc. Seară bună, numai bine. Seară bună. Haideți să-i răspundem și domnului Florin Sandu din Dâmbovița. A înființat un IE în 2018 și vrea să știe de la dumneavoastră dacă se mai pot accesa anumite submăsuri și în mod deosebit 6.1 sau 4.1 dacă am funcționat deja 2 ani la APIA, cultivă legume în câmp, sau submăsura 6.3. Problema este că nu ne spune când a înființat acest IE. Și nici ce are în exploatație. În 2018. Da, dacă luna. Luna e important. Luna ne interesează. Da. Luna de înființare la Registrul Comerțului. O să rugăm pe și ce are în exploatație nostru să vină cu toate informațiile. Detaliile, da. E foarte, foarte important pentru invitații mei să cunoască toate datele pe care le au de procesat. Numai în felul ăsta vă pot răspunde corect și dumneavoastră
puteți să vă bucurați de un răspuns cât mai exact. Uitați că telespectatorul nostru a fost pe fază și a și răspuns în luna februarie 2018. Nu. Ne pare rău pentru dumneavoastră. Nu mai poate iese din condiția de eligibilitate aferent instalării tânărului fermier. Când se va deschide sesiunea, dânsul va avea mai mult de 24 de luni înregistrare la Registrul Comerțului și nu poate să meargă decât pe 6-3, dar la fel să cunoaștem exploatația. Domnul Mihai Calciu din județul Olt. Bună seara! Bună seara! Bună seara! O întrebare aș avea și eu dacă nu vă deranjez. Nu ne deranjați. Aș vrea să fac o mică fermă de porci, de test porci. Foarte bine. Cam ce mi-ar trebui? Păi, o luăm invers noi. Ce aveți la acest moment? Păi, la acest moment am luat câțiva porci, așa, ai mei, în gospodărie, dar aș vrea să mă extind. Câți aveți acum? 10. 10 porci. Da. Și în afară de porci ăștia mai aveți teren? Da, am 7 hectare de teren în proprietate și încă vreo 7 în arendă. Deci 14 lucrați, da? Da. Ce vârstă aveți? Păi pentru băiat aș vrea să fac, eu băiatul are 30 de ani. 30 de ani. La ce număr de capete ați vrea să ajungeți, domnul Mihai? Păi și până la 100 dacă s-ar putea. Imediat vă facem un simplu calcul. Da? Da. Deci băiatul cu cele 14 hectare, cei 10 porci, acum va trebui să vedem porcii aceia, se calculează și funcție de vârstă, dar să admitem că... Au mai mult de 20 de kilograme. 3 luni așa. Da. Au mai mult. Da. Au la are pe cotația de alte e bine. Categorii. Ok. S-ar încadra la 12.000 de ESO-uri. Ce pregătire are băiatul? Păi va termina liceul teoretic. Liceu. Va trebui să facă un curs de calificare. Da. Și pentru că prioritar ca număr de ESO-uri aveți vegetalul, va trebui un curs pentru cultura vegetală. Ăsta nu are cursul acesta, l-are. Îl are deja? E bine. Da, îl are pentru că am mai văzut să ne facem un proiect pentru legumicultură și nu au mai fost fonduri. Da, problema va fi una singură, că la domeniul prioritar nu o să luați niciun punct pentru că cultura vegetală nu este punctată, din păcate. Da, da. Cât are pe vegetal? Mai are rost să aducă și suinele în exploatație, că se complică. Da, 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 are nevoie și de cotația de suine. Are 8400 numai din vegetal. Nu doriți să extindeți suprafața de legume? Vă complicați puțin cu suinele. Eu aș merge doar, dacă mă întrebați pe mine, sfatul meu este să mergeți strict pe legumicultură. Implementarea va fi mult mai curată și mult mai ușoară. Tot ce e zootehnic... Am încercat legumicultură și nu s-a putut, domnul Mihai, dacă nu. De ce nu s-a putut? Păi nu știu, n-au spus că nu mai sunt fonduri. Am făcut cu cineva un consultat și nu ne-am încadrat. Am avut vreo 15 hectare în camera asta din teren. Am avut destul teren. Exact ce spuneam. Probabil sunteți într-o zonă cu potențial scăzut și atunci pierdeți foarte mult. Nu, dar a fost pe perioada 2018. Să știți că nu v-a păcălit consultantul acela. Da. Au fost bani foarte, au fost foarte puțin. Foarte puțin. Și punctajul a fost mare. Mare. Da. Dar anul ăsta, dacă, exact cum spune colega, v-ați axat măcar un hectar jumate de legume, că ar fi majoritar din legume... Da. Atunci ați putea să aplicați și chiar dacă e majoritar din legume, vă mai puteți achiziționa și niște purcei ca să majorați efectivul. Da? Noi oricum cultivăm câte 3-4 hectare de pepeni. Păi atunci este... E foarte bine. Să mergeți să accesați. 3-4 hectare le punem de pepeni în fiecare an noi. Mergeți la un consultant să vă scoreze dosarul, să vadă exact la ce punctaj ajungem. Îl aveți acolo, scuză-mă colega, îl aveți pe domnul Păunel, colegul nostru?
care îl găsiți la Zlatina. Da? E foarte bun consultant și vă îndrumă cap-coadă. Am înțeles acum. Adică, eu nu că e colegul nostru, dar chiar e bun. Păi tocmai asta mă interesează. Și el este și legumicultor pe deasupra, adică vă poate și înțelege ce faceți. Din toate punctele de vedere, da. Am înțeles, băiatul și-a făcut și societate, pentru că așa mi s-a cerut și n-am închis-o, nu nimica. Ați făcut-o în 2018? Anul trecut, în 2019. În 2019, da. E foarte bine. E bine. Luați legătura cu un consultant și va fi bine. Bun, mulțumim frumos! Sănătate! O seară bună, doamne! Numai bine, succes! Bună. Haideți să încercăm să-i răspundem și domnului Cosmin Goia din Satu Mare. Are următoarele întrebări. În primul rând, vreau să vă spun că o să aplic în anul 2021 pentru proiectul instalarea tânărului fermier. Eu am peste 40 de ani, însă soția are sub 40 de ani. Aș vrea să știu dacă îi cedez exploatația, câștigă 5 puncte și dacă mai preia altă exploatație, mai ia încă 5 puncte, doar că cealaltă exploatație e la circa 10-12 km în altă localitate, dar în același județ. Și dacă poate să preia și a doua exploatație, care are o vacă și 5 porci și vreo 2 hectare, să aducă animale la noi sau pot rămâne animalele acolo unde sunt? Și îi răspundeți, da, domnului Goia. Dacă face și este obligatoriu, așa cum am mai spus, să se facă preluarea integrală, este condiție de eligibilitate și nu criteriu de selecție, atenție, fermieri, să se preia integral de la soț sau soție, da? Să preiau exploatația integral, este condiție de eligibilitate și nu primesc niciun punct. Am posibilitatea să am și să preiau exploatații, da? Și de pe 3-4 UAT-uri, da? Dar să nu fie totuși la distanțe foarte mari, pentru că atunci nu mai există randamentul necesar, da? Să puteți prelua cea de-a doua exploatație și să obțineți decât 5 puncte. Dacă ne raportăm la 2021, nu vom ști dacă aceste preluări integrale de exploatații vor constitui pe următorul plan național strategic criteriu de selecție, da? Dacă se va merge cu el în continuare. Nu știm acum care vor fi criteriile de selecție. Bun, haideți să încercăm să mai răspundem unui alt telespectator. Ne scrisese mai devreme domnul Sandu Florin pentru submăsurile 6141 sau 63 din Dâmbovița. Iată că mai vine cu ceva completări, 3 hectare legume și o exploatație luată în arendă. Am o exploatație luată de 1 hectar și restul am primit de la tata, cultivă ardei și vinete. Zona este cu potențial mediu. Am făcut și cursul de legumicultură. Atunci, dacă, da. Dar nu mai țin minte dacă bun, cumva era problema cu... Avea un II de din 2018, din luna februarie. Da, aici el a depășit. Da, și am zis că a depășit și să vedem dacă merge pentru 6-3. Și acum ne spune exploatația. E mare. Depășește. Cu alte păcate, cuvinte, pentru 6-3. N-are sorți de izbundă nici. Nu anul ăsta, dacă se deschide 6-3-ul... Pe următoarele cotații nu trebuie să vă faceți probleme. Sunt convinsă că veți putea accesa pe următorul PNS. Luați legătura prin 2021, care am înțeles, cu un consultant, care am înțeles că este oricum an de tranziție și nu se va accesa pentru că nu va fi gata programul național strategic. Da? Și o să începeți să lucrați pe exploatație. Haideți să luăm câteva minute de publicitate, după vom reveni în direct aici la Agricultura la Raport, vom da curs mesajelor venite pe pagina emisiunii AgroTV-Agricultura la Raport, dar și pe pagina de Facebook a postului nostru AgroTV. Până atunci, publicitate!